Rareș, felicitări, o seară de neuitat pentru tine. Două goluri, două pase de gol. Rezultatul nu mai spunem. Cum ai trăit acest meci, Sintele? Mai întâi de toate, m-am bucurat foarte mult de fotbal. A fost o plăcere să joc azi. Chiar am jucat un meci cu zâmbetul pe buze, am ratat, am râs. Colegii la fel, asta mi-a plăcut mie cel mai mult meciul ăsta. Știam că nu va fi la fel de greu ca celelalte meciuri, dar ne-am montat să scoatem maximul din acest meci. Dar chiar și așa, știind că e un meci mai ușor, ați intrat foarte montați. Pe lângă cele 8 goluri, au mai fost, cred că, 10 ocazii uriașe. Da. N-ați renunțat niciun moment să mai înscrieți. Adică ați Da, fost ca o echipă germană, parcă. Mister ne-a zis de la începutul săptămânii să facem asta, pentru că, în primul rând, o victorie cu scorul acesta ne dă un moral bun pentru meciul de sâmbătă, care probabil va fi cel mai greu meci din cele care urmează. Și victoria de azi ne-a prins bine. Este și o premieră pentru tine, 2 goluri. Prima dată când scriu dublu, nu? Da, îmi pare rău că n-am marcat și din celelalte ocazii, puteam să fac hat-trick. Sunt șanse pe care nu le mai poți avea tot timpul, dar merg cu încredere în continuare. Știu că ești un băiat ambițios, însă ți-ai fi imaginat vreodată că înainte să faci 19 ani cu o zi, vei ajunge la un asemenea nivel? Da, am visat și am muncit pentru asta. N-a fost nicio clipă în care să zic că e imposibil. Mă bucur că am reușit să fac aceste lucruri până în 19 ani și sper să urmeze și mai multe lucruri. Cum vezi următorul meci? Va fi mult mai greu. Da, va fi probabil cel mai greu meci pentru că suntem primele, echipele de pe primele două locuri, dar după meciul de azi moralul nostru este foarte bun și mergem să câștigăm. Deci, la mulți ani și Mulțumesc mult! mult succes! Mulțumesc!